A trecut aproape o lună de când școala a început, iar tabletele pentru elevi promise de Ministerul Educației sunt tot la stadiul de promisiune. Și asta în condițiile în care, de la o zi la alta, crește numărul claselor ce trec în sistem online. La Slatina, această problemă urmează să fie soluționată de administrația locală, care nu poate să lase elevii fără suportul necesar în desfășurarea orelor. Municipalitatea lucrează împreună cu unitățile de învățământ din oraș la un proiect prin care să fie achiziționate tablete pentru toți elevii slătineni. Acest proiect va fi implementat prin programul operațional Competitivitate și vizează achiziționarea de tablete, laptopuri și table inteligente pentru clase. Sperăm să putem să luăm fonduri guvernamentale pe programul operațional Competitivitate, adică PECO, prin care să dotăm toate școlile din Slatina cu tablete, table inteligente și laptopuri pentru cadrele didactice. Totodată vor continua achizițiile de măști de protecție și dezinfectant, astfel încât stocurile să fie suficiente pentru protejarea elevilor și a cadrelor didactice. În vară, municipalitatea a alocat din bugetul local 1,7 milioane de lei pentru achiziționarea de kituri de protecție și dezinfectanți pentru școli, astfel încât elevii să poată merge în siguranță la ore. În paralel, lucrăm la școlile din Slatina, pe programul operațional Infrastructură Mare. Acolo avem o ață prin care putem să luăm măști și dezinfectăm tot la fel pentru școlile din Slatina. În acest moment în Slatina, mai multe clase, dar și școli au fost închise rând pe rând. Numărul elevilor infectați cu SARS-CoV-2 este într-o continuă creștere. În cele mai multe școli se aplică scenariul galben, dar obligând elevii să învețe în schimburi.